Suntem pe data de 17 octombrie, frig, e frig, e frig, dar ăsta e un lucru bun în cazul meu, fiindcă am aici niște albine, câteva albine, care trebuie unificate. Acum 5 zile când l-am descoperit, mă bucurase că e mai frumușel așa. Mai frumușel. Adică pe două rame acolo. Și când l-am văzut, ia să vedem, l-am strâns eu frumos, avea botcuțe trase. Albina e în ghem. Și acum nu avea matcă. Mă uit un pic să văd dacă o să formez ghemul în partea asta, deci ghemul de iernare o să strâng în partea dreapta a stupului din partea mea și mai are el ceva puiet. Din păcate a făcut boci. Deci are boci trase. O să-i le distrug. Dați seama, pe 17 octombrie, boci. Așa. Mă mai uit. Mă uit dacă mai ies albinuțe din acele zone căpăcite, mai iese, mai eclozează câte o albina. Iată, avem aici o grămadă de boci. Trebuie distruse. În încercarea de a salva 100 de albine. Deci cam asta ar fi. Să văd care ramă o bag la a fi salvată. Asta are mai multă mieră. Deci încerc acest lucru de a salva 100 de albine. Da. Nu va rămâne așa, mai aduc unul lângă el. Dar să accepte prima dată matca care o dau acum, să o accepte. Pun aceste albinele scuturi. Nu-i mare lucru de ele. E mai multă albină pe această diafragmă datorită prezenței reginei în partea opusă. Așa. Tratamentul ăsta nu mai are efect, e prea frig. Așa, și aici avem o mătcuță. O mătcuță. Mai are un pic de larve. Eu
Sper să mai fie prezent acum Marta. Din cauza că aici mai sunt câteva larve. Eu știu ce o să mai fie la ora asta cu larve. Nici albine, nici larve, nici el. E greu. Dar știu ce am să fac. Deci. Am înțeles. Am înțeles, ăsta nu mai are probabil șanse de supraviețuire. Mă uit după matca. A fost prea aproape de sită. Nu, e pierdut. Nu-i după mătcuță, mă, păi... Eu am venit cu matca aici, la ea. Ciudat. Deci, virusul, iată-l aici, așa arată, din păcate, astea-s rezultatele, cu toate că de 2 luni de zile am tratat. Au căzut păduchii, dar A rămas virusul. Aici măcar o ramă de albină de ar rămâne. Tot ar fi ceva. Bun, am văzut, nu are matcă. Încercăm din 3-4 să rămână 1. Ce am să fac? Aduc un alt prăpădit. Scuturăm. Scuturăm, nu mai are niciun sens. Nu mai are niciun sens această ramă. Bun. Totul este să adun 3 rame de albină. Așa. Măcar 3 rame de albină să adun din 3 colonii. Să facem unul. Bun, perfect. Hai să mergem acum să luăm alt prăpădit. Ce o situație... Grea. Bun. Aici cred că este un alt prăpădit, să-l văd că nu mai știu sigur. Am tot desfințat la ei și desfințez în continuu.
interesează prezența reginei. Hai să vedem. E ceva de ea? Da, da, da. Un alt prăpădit. Dar totuși ăsta arată mai bine, mult mai bine. Adică are 200 de albine în loc de 100. Bun, o să duc rama. Ia, rama. Dacă reușesc să trec cu, cu așa ceva de iarnă, ar fi ceva. Ar fi ceva. Nici ăsta nu-i mai grozav. Bun, îl duc acolo, n-are rost, adică adun tot o grămadă. Cât rămâne, atât rămână. Cât rămâne, atât rămână. Și două rame, dacă rămâne, perfect. Acum e mătcuța prezentă, perfect, atâta mă interesează. Restul lăsăm, iată, mai eclozează albinuță. Deci și lui n-avea cum să ierneze, așa că îl ducem acolo. Iau și această albină de aici. Și atât a fost. Gata. Deci din tot ce s-a văzut acum, dacă rămâne 3 rame din 3, e în regulă. E în regulă, să ajung în primăvară cu ceva. Asta este treaba, dar vă zic și o chestie, dacă, bine, vor supraviețui câțiva, nu e nicio treabă, dar nu cred că voi mai îngriji albine dacă nu va supraviețui niciunul, nu mai, mi-a mâncat sănătatea, zilele, nu-și mai are rostul. Bun, cam asta este. Hai să vă arăt. Eu cred că ce am vrut să zic. Dacă rămân 3 rame, deci acum sunt 3 rame de albina și peste o săptămână voi veni și voi vedea dacă are matcă. Dacă nu, mai aduc un prăpădin, mai sunt vreo câțiva. Eu totuși sper să salvez, deci sunt pesimist acum, așa că nu știu ce, da? Dar sper, chiar dacă reușim să-i ducem în primăvară, normal o să avem de pus pe picioare din nou o stupină. Îmi pare rău, am făcut două greșeli importante. Cu un lucru că m-am băjat doar cu un singur test, Alvaroa în luna iunie. Iar a doua greșeală, acel tratament cu formic care are niște
condiții, după mine nu-i real. Ăștia care îi spuneți numai vorbic, lăsați poveștile, nu-i chiar așa. Bun, asta este. Deci formicul n-a făcut față. N-a făcut. L-am diluat, am dat formic de 60% la 3 zile, da, a fost dat, ca să înțelegeți. La 3 zile, deci dădeam, după 3 zile dădeam iar lăsam un pic, iar. Deci ei au fost sub tratament în continuu. Acum există o problemă. În zonă au fost niște stupini abandonate, stupi abandonați, nu știu, 10 familii, 20 de familii abandonate. În luna lui iulie se face furtișag la stupi abandonați, îi atacă, albina merge, umblă și s-a infestat în așa fel încât să aducă nu numai varoa, virusii aceia. Iar eu n-am mai folosit uleiurile esențiale. N-am ce să mai zic. E vorba că, cum să zic eu, cât de periculos poate fi o situație din asta? Cât de periculoasă poate să fie? Bun, eu sper. Ăsta nu știu dacă va ieși ceva din el. Am câțiva stupi și frumoși, într-adevăr, ea nu cred că vor avea probleme, dar iată, ăsta va fi cel mai probabil. Dacă rămâne matca și rămâne două rame de albină, trei rame de albină, sper că o să iasă. Aici, în schimb, la vecin să vă arăt, ăsta e frumos. Aici am două colonii frumoase. Să vedeți ce diferență este. De aceea am o bănuială că acele colonii, nu toate, care au dat, s-au dus la furtișag la acele familii de albine care au fost infestate. Iată ăsta ce frumos este. Ia să-l vezi. Deci ăsta e pe 3. Pe 6 rame, o să mai strâng, acum îl las așa un timp, că tot vin la ei. Deci asta cum poate? Deci sunt albine care s-au dus la furtișag, la coloniile acele abandonate, s-au umplut tare de virus, nu numai de varoa, și virusii aceia, care aceste albine n-au mai avut imunitate împotriva lor, datorită că n-am folosit uleiurile esențiale. Anii trecuți am fost protejat de acești viruși. Iată, deci ăsta e frumos, tot în regulă. Acolo vreo 3-4, cât sunt? Ia se vede. Trebuie să-i și închid, dacă unde l-am desfințat să-l închid. Deci am o linie, deci 1, 2, 3, 4, 5. 6 la rând, deci sunt 6 stupi la rând care i-am desfințat. Acum îl închid și asta este. Acum nu pot să... Na. Mai sunt și din astea. Numai sincer nu mă așteptam. Deci pe un rând, 2-3 sunt frumoși, iar 5-6 au clacat și bănuiesc eu acest lucru că cei care s-au dus la furtișag s-au umplut cu păduci și cu virus. Cam asta. Asta e concluzia. Plus tratamentele slabe, eu așa le zic, și formicul. Greu, deci mi-e greu să înțeleg deocamdată situația. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!